Iată și voi cândva v-ați întâlnit și v-ați îndrăgostit și ați socotit că meritați să petreceți viața împreună, umăr în umăr, inimă în inimă, suflet în suflet, și vinovată este dragostea. Deci eu vă doresc ca focul dragostei care s-a aprins cândva la voi să nu se stingă niciodată, fiindcă să știți că cea mai mare bogăție între bărbați și soții nu este altceva decât dragostea. Și cea mai mare pagubă în familie este atunci când se stinge acest foc al dragostei. Deci păstrați dragostea până în ultima clipă a vieții voastre și atunci la voi va fi o familie puternică, trainică, așa cum trebuie să fie la noi, la creștini. Mă uitam așa, ca la o domnișoară, fără mulți sentimenti. M-a ieșit a doua zi, la o cafea. Mai pe scurt am o săptămână călătorit, eu tamam eram în vacanță, venisem din pacotare. Dar parcă nimic serios. Și trebuie să mă întorc înapoi de pacotare. Când m-am suit în rutieră, atunci am simțit că ceva nu ne ajunge. Ceva din inimă simțit că parcă se rupe și nu... Am ajuns o două zile la pătare și că atunci, dar eu am simțit că bucățica mea că nu e lângă mine. Eu dimineața, dacă mă sculam, trebuie să o sun să aud glas. Cum eu auzăm glasul, gata, eu mă liniștem. O dragoste la prima vedere. E ca o pisicuță. Care stă lângă tine și mângă și o cuprinț și gata, te liniștești tu. Suntem 7 ani împreună. Când o văd pe dânsa, la mine gata, se luminează în ochi. La mine Irina e, ca eu zic, tot un înger meu păzător.